Ah, credeam că chiar te-ai ascuns după uși. Bună! Bună! Ce sunt? Nu am nicio urătăță. Dar apreciez. Ce faci? Bine, te așteptam. Da? Îți place desen? Desenul meu? Îmi place foarte mult. Ia, tu ce ai făcut? Stai, ăsta e a tău, verde. A, și mai ai sau ce? Da, am desenat și pe ceilalți. Mă plictiseam. Mulțumesc. Așa. Deci, ăsta e Ștefan? Nu. No. Eu? Nu. No. Tu ești aici. Patrick. Ăsta seamănă cu Bogdan, dar e la urechi. Da. Ce faci? Cum ești? Bine, tu? Bine, și eu. Te așteptam. Da. Mai mă așteptam să chem pe Bianca, pentru că i-ați zis azi dimineață că vrea să vorbesc cu tine. Și... Am auzit chestia asta, dar nu cred că e nevoie de o cameră roșie ca să vorbim. Adică mi se pare, camera roșie mi se pare ceva mai, nu știu, chem o persoană care îți e mai dragă. Tu te-ai mai gândit? M-am mai gândit. Bine. Tu te-ai mai gândit? Eu nu aveam la ce să mă gândesc. Să mă mai gândesc. Ieri, în casa beților, după cum ți-am zis, au fost niște discuții. Relaxează-te. Cum că, bine, e părerea lor. Lor nu li se pare că ești 100% pentru mine. Hmm? Și că ar putea unii dintre ei să-ți iau ochii de la mine. Spre exemplu? Spre exemplu, Robi, Patrick. De asta aș fi vrut să, nu știu, să lămurești situația, nu neapărat acolo pe conexiune, dar da, eu nu am, cum să zic, nu e neapărat vorba că și avea eu dubii sau ceva, pentru că tu te-ai pronunțat către mine destul de clar, dar ei mai au semne de întrebare. Cred că am fost destul de clară, nu am de dovedit nimic nimănui, doar ție. Și eu... Dar nu crezi că ar trebui să... nu știu, să mai ai o discuție cu ei. Știu că, uite, referitor la Robi, ai zis că ai mai vrea, da, să... Da, măi, o să mai vorbesc cu ei, dar... Din punct de vedere amoros, nu... Nu! Prietenesc. Cumva se crede că ai avea și un interes amoros în ce-l privește sau cel ce îi privește. Deci că i-am adus bomboane mai speciale lui Patrick. Poate și asta, nu știu. Da, eram sigur. Era vorba despre chestia asta ieri și eu n-am știut. Am pus problema... Altfel, am zis, băi, dacă avea vreun interes față de voi, nu mai făcea anumite gesturi pentru mine și se depărta de mine, dar... Na. Mi-mi par bine că tu ai înțeles. Eu am înțeles, dar totuși... Nu am să le demonstrez nimic lor, sincer. Cum ești cu fetele în casă acolo? Mai vă dați... Da. Cu cine? Cu Bianca? Da. Da, ți se pare că ea chiar are intenții serioase în ce mă privește sau... Crezi că se agață așa doar de... Nu știu, mi s-a părut ciudat că azi nu ți-a zis neața Cosmin, cum face de obicei. Uite, eu n-am observat asta. Da. Dar tu mi-ai zis? Da. Deja. Uf, uf. Deci... Dar să nu le zici cine nu sunt. Nu le zic, nu le zic. Dar asta e a meu. Da. Bine. Mă bucur că te-am văzut. Bine. Îți fac minte. Nu. Chiar, Alina, te mai duci la date? Dacă am ocazie, da. Și dacă nu mai sunt răgășită. Dar tu te-ai duce cu Robi la un date în stadiul în care da, stai chiar acum? Nici nu. O să răspund când o să mă întrebe. Ce e doamna Andreea? Ei, să mă întrebe. Eu zic că e un mod bun de a cunoaște. Ce anume? Eu zic că e un mod bun de a cunoaște. Mergi la date? Este. Îl vezi cum este în afară. Cum poți fi în afară, că tot filmat? Eu mor când vă aud cu asta. Băi, fată, noaptea nu te filmează camera. Ok, și noaptea dacă dormiți separat? Dar puteți să dormiți și împreună să nu se întâmple absolut nimic din ceea ce nu doresc să se întâmple. Oricum, fiinte. Retează. O să fie lume care o să zică că s-au întâmplat chestii, o să fie lume care o să zică că nu s-au întâmplat chestii. Voi probabil o să dormiți separat și lumea o să spună că ați dormit împreună. Dar de ce vă interesează? Trăiți liber, sunt alegerile voastre, sunt alegerile fiecăruia. Pe bune. Da, mă știu.
Ai rămas la gadgeta. La drumul construcției. N-avem. Pe mine chiar nu m-a deranjat, dacă chiar te interesează, nu m-a deranjat absolut deloc interacțiunea ta cu Alina. Nu m-a deranjat, eu chiar mă bucur. Păi tu crezi că eu am făcut-o ca să deranjeze, Doamne ferește, nu, ce... Nu, dar normal, poate unii dintre voi credeți că îmi place Alina, știi, și așa, că m-am și pronunțat că îmi place, știi? Uh-huh. Dar, să se dar eu chiar m-am bucurat pentru tine și ești bine cu ea, vă potriviți. N-am nicio problemă, nu mai... Mă, dar parcă dureți prea mult cu camera asta roșie, nu? Adevărat. O cere? Se pupă? Mm? A, păi poate doar... Avem primul cuplu! Da, cum să declar primul cuplu? Dar nu mai întreb eu, că după aia iar interpretați. A, uite, ia, mai și râde. A venit cu desenele înapoi, deci nu a fost Cosmin. N-a fost Cosmin. Da? N-a fost Cosmin. Nu, a venit cu zâmbătul atâta. S-a luat Cosmin desenele. Arată desenele. Ia să vedem dacă ai desenul de la Cosmin. Arată desenele. Păi e și... Lipsește cineva. Nu lipsește. Are pe toate. Eu n-am fost întopuit pentru... Și mi-a și zis de ce. A văzut că Giulia e axată pe mine și că, din punctul ei de vedere, ea nu s-a văzut în topul meu. Asta eu n-am menționat-o niciodată. Păi tu crezi că dacă poți să comenteze vreodată Giulia alea, nu o să-i zic nimic? Pasă. Păi da, dar uite, de exemplu, dacă Giulia, să zicem, că ar vrea să se certe cu Alena sau au un conflict sau așa, tu ai intervenit pentru Alena? Clar. Înseamnă că Alena n-ar putea duce singură o discuție de genul ăsta? Ar putea să ducă, doar că nu-mi place mie persoana dragă mie să se simte ea rău prin diferite chestii. Bun, dar chestii știi că sunt unele chestii care se rezolvă doar acolo, da, între femeile, ele. Da, femeile, bărbații cu bărbații. Dar da, oricum. Se pare că Alena ar fi genul care ar putea să ducă un conflict? Mie nu mi se pare neapărat, sincer. După cum o simt eu? Cu Giulia, de exemplu, dacă ar s-ar certa unul pe unul. Bă, da, bă, Giulia are câteva chestii pe care se duce și nu se duce foarte mult. Hai să spun de ce n-ar duce un conflict, știi de ce? Pentru că Giulia e răutăcioasă, frate. Și? Chiar dacă, uite, Alina, uite, sigur, fac, o fac chestie, pentru Giulia nu contează relația dintre ele. Ai zis că s-a înțeles foarte bine cu Virginia și dă peste nas mereu. Ai observat? Da. Dar și cu Larisa. Și cu Larisa, la fel. Și Virginia a zis din prima că a zis că ea o vede pe Giulia, o prietenă foarte bună și în afară și nu știu ce. Și cu toate astea... Da. Bogdane, nu ne dezamăgi, te rog. Vino cu ea aici, în casa băieților, dacă ești mecher. Ce Ștefania o alege? Nu, vezi că s-ar putea să nu. Eu cred că Virginia. Zici? Pe bune vorbesc. Eu chiar sunt să fac un șoc de la... Eu cred că mai mult, mai degrabă o cheamă pe Bianca, Virginia. Pe Bianca. Nu, nu îi place. Păi nu, dar să fac un... Na. Vine Daniela pentru el. Virginia, cât faci pare că era bine să fii venit. Camera nu le dai tot frumos conexiune. Bă, la picioare. Hai că poate vine fata nouă, frau. Bună! Să știți că astăzi vreau să fac o surpriză. Vreau să o chem și eu în camera roșie pe Virginia. Virginia, lor. Hai să fim frumos. Ia, Virginia vine, pare eu? Da. Nu. Fii atent că o cheamă pe Larisa. Cum ar fi să-și ceară scuze? Uite ce emoționat e. Bună! Vai, bună, Bogdan! Nu te așteptai! Bă, uite-l pe al meu ce știe, bă! Mațele știe! A venit cu... Ce faci? Bine, tu? S-o lua și-n brațe! S-a așteptat să vină altcineva! Mulțumim! Ferească, dar oricum îi... Ce-o fură, bă? Îmi plânge un ochi de milă! Am zis să te chem și pe tine în camera roșie, că am avut... Ăla cred că era pentru Robi altceva. Era, da. Mai știu că sau... aici în casă, să zic așa, sau că am făcut cărțile, adică, uite, am văzut că tu te îndrepti cumva spre Robi. Am văzut-o și pe Ștefania, știi, că s-a îndreptat mai mult către Cosmin și am zis să te chem pe tine, că am vorbit doar de două ori, știi? Da, corect. Mă bucur că m-ai chemat, adică, na, și dacă așa ai simțit. Da, mi se pare că tu ești o persoană open mind, așa, știi, și... Adică că te-aș putea... înțelege, nu? Da, cum te-a mai înțeles. Că mai înțelege, cum mai înțeles, da. Dar au fost mai drăguți cu Virginia, a pupat-o gen mai normal, așa. Foarte normal. Și cu mâinile aplăcate, n-a luat-o în brațe. Ce-o pupă pe Ștefania? Ștefania ieri s-a convenit la Cosmin în vizită și... Bă, dar ai văzut cum a pupat-o ieri? Bă! O luat-o Bogdan, o ținea, zici că era nevastă. Doamne, mă! Da, mă, n-am învățat cineva de acasă, mă. Ce? Bă, toată chestia asta, să tacă, să nu mai zică nimic. Mie așa îmi place să înțeleg toate persoanele. Adică cred că fiecare în spatele acțiunilor n-are o intenție rea neapărat. Dar uneori mai... greșești și lumea poate să vadă altfel. Păi aia zic, că eu vreau acum să vă demonstrez că eu nu sunt așa, știi? Sunt un băiat
Fiecare om în esența lui e un om bun, doar că trebuie să fii atent la cum exprim chestia asta, mai ales aici. Eu nu sunt așa și asta vreau să vă demonstrez la toate din casă, știi? Da. Că probabil... Cum vrei să demonstrezi asta? Nu știu, prin faptele mele așa, nu... Mi s-a părut că am grăbit foarte mult lucrurile în legătură cu tot, da. Știi? Și bine, dacă doar ziceai că vrei să te cunoști, era ok, dar tu ai făcut niște gesturi mari. Da, știu. Flori, poezii, lacrimi, declarații, da. Prea mult. Da, mi s-a părut prea mult tot, știi? Și uitându-mă și eu un pic la emisiune, mi s-a părut că am făcut pași prea mari care nu aveau rost, știi? Trebuia doar să vă cunosc pe toate și atunci, exact, știi? Și după luai o decizie. N-ai văzut că dintr-o dată de când s-a terminat weekendul, el a venit cu, cu alte ștouri, alte vrăjeli, alte astea? Da, atunci când a fost situația. Și atunci și weekendul ăsta s-a schimbat din ce în ce mai mult și tot din ce în ce mai mult, n-ai văzut? Da, iar a fost plecat. Dar nu e bine, că se vede prea așa la televizor. Se vede că e fals în momentul ăsta. Numai gura mare, știi, în gură cu tot și după aia, bam, direct, stai cu minte.